Salutare tuturor, eu sunt Dan, iar acesta este Silvian Nerăbdătorul. Du-te mai încolo. Așa. Acesta este noul Mini Cooper S, varianta Sidewalk. Este ediție limitată și o vom prezenta în premieră la AutoVantage, dar nu în premieră mașina, ci în premieră că o prezintă noul nostru coleg Silvian, care... Haide, acum poți să vii. E ok. Ok? E ok? Acum da. Ok. Așa. Hai să-l întâmpinăm cu un rând de aplauze și să vedem ce are de spus. Salutare, salutare! În spatele meu avem o personalitate foarte, foarte puternică în ciuda dimensiunilor. Este vorba despre, cum a spus și colegul meu Dan, Mini Cooper S Convertible Sidewalk Edition. Cum am văzut mașina prima dată, am avut un singur gând. Să-mi iau iubita, să plecăm undeva fără direcție, fără scop, doar de dragul de a ne plimba. Și să vă dau un spoiler alert, s-ar putea ca acest Mini Cooper să fie mai amuzant de condus decât Miata lui Dan. Dar să nu-i spuneți, vă rog frumos, că s-ar putea să se super. Nu mai lungesc, eu sunt Silvian, el e Cooper S Sidewalk Edition, iar voi urmăriți cele mai tari review-uri doar pe AutoVantage. Haideți să lăsăm un pic deoparte varianta specială Sidewalk și să vorbim de Convertible S cu totul. Pentru cei ce vor motorul mic, ieftin, de bază, care apropo este unul dintre cele mai bune motoare de 3 cilindri pe piață, avem varianta de 1,5 litri benzină cu 136 de cai. Își face treaba. Pentru cei care vor un monopost de curse legal de stradă, avem varianta John Cooper Horse. Ce înseamnă asta? 4 cilindri, motor de 2 litri, benzină, 228 de cai. Totuși, dacă vi se pare prea mult, este foarte ușor să combinăm confortul și liniștea unui motor de 1,5 cu nebunia și dinamica unui motor de 228 de cai. Așa că a apărut Cooper S, care are același motor de 2 litri, 4 cilindri, doar că 184 de cai, care apropo pe o caroserie de 1,3 tone este de ajuns, simți orice. Să vorbim un pic de prețuri. Modelul de bază cu motorul în 3 cilindri pleacă de la 32.000 de euro cu TVA, în timp ce la polul opus, John Cooper Rolls pleacă de la 44.000 de euro cu TVA. Cooper S, care foarte amuzant, pe configuratorul de la Mini, au spus că este un Mini Cooper pe steroizi. Mi s-a părut foarte amuzant lucrul ăsta, pleacă de la 37.000 de euro. Totuși, Sidewalk Edition, ce testăm noi astăzi, are un preț de 43.000 de euro cu TVA. Și nu uitați, dacă și voi vreți un Cooper pe steroizi sau orice altă mașină nouă, intrați pe platforma noastră specializată AutoVantage, plasați o cerere de ofertă, dealerii noștri vă vor răspunde pe mail în cel mai scurt timp, iar voi doar trebuie să alegeți oferta care vă este pe plac. Știți foarte bine că scopul nostru este să vă economisim timpul și banii și să vă facem achiziția unei mașini noi cât mai simplu. Pe Sidewalk Edition avem varianta de culoare Deep Laguna Metallic și sună perfect când te gândești că poți să fii în razele soarelui pe coasta de azur pe malul Mediteranei cu vântul în plete sau în chilie, depinde de caz. Față de un Cooper S normal, grila este mult mai agresivă și se vede schimbarea în grilă, iar cei de la Mini au declarat pe lângă că tot bodywork-ul este mult mai muscular și mai agresiv, dar aceste detalii sunt atât de bine implementate încât nu le vezi, sunt foarte, foarte subtile. Pentru că Mini e deținut de BMW, și la BMW știm foarte bine că pe pachetele M pregătitoare, cum îmi place colegul meu Dan să zică, avem emblema M pe lateral și pe față. Și pentru că este un Cooper pe steroizi, dar nu este un modelul tot JCW, avem și aici un fel de embleme pregătitoare. Adică, două embleme S pe laterale, încă o emblemă S aici în față și mai avem încă una, desigur, și în spate. Ca să știe lumea că tu nu te dai cu un Mini Cooper normal, te dai cu un Mini Cooper S. Pe Cooper S poți să-ți iei jante pe 16, pe 17 sau pe 18 inci. Acesta vine cu jante pe 17, John Cooper Horse, care arată absolut demențial. Iar dacă vrei mai multe detalii tehnice, pune acum pauză, pentru că pe aici, pe undeva pe ecran, o să apară un chenar cu toate datele publicate. Ca prin magie, mașina este acum decapotată. Eu mă voi urca în interior să vă povestesc un pic despre Mini. Din prima pot să vă zic că îmi place foarte, foarte mult cât de unicat și cât de ciudat, dar într-un sens bun, este interiorul la Mini Cooper. Efectiv,
nu o să găsești la alt model și la altă marcă un asemenea interior. Îmi place foarte, foarte mult. Din punct de vedere al calității, scaunele sunt geniale. Mi se pare că este un material foarte bun, confortabile, susținere laterală din plin. Din punct de vedere ergonomic, mașina este foarte bine aranjată. Toate comenzile de care ai nevoie sunt aproape de tine. Aceste butoane care îmi plac la nebunie, arată într-un mare fel. Sunt foarte ușor de accesat. Butoanele de climatizare, la fel, intuitive. Potențiometrele, butonul de avarii, totul este aproape de tine și foarte bine pus la punct. Fiind un Sidewalk Edition, avem câteva elemente speciale în interior. Mă refer la acest design de triunghiuri, foarte frumos amplasat. Ornamentul de pe ușă este vopsit în culoarea caroseriei. Volanul este îmbrăcat în piele. Materialele chiar sunt foarte, foarte bune. Material moale, material moale pe ușă. Din nou avem un plastic mai zdravăn. Avem aici acest piano black. Jos, la buzunarele ușii, un scratchy plastic, dar este zdravăn. În cotieră avem spațiu doar pentru un telefon, pentru wireless charging. Prizele sunt de toate felurile, mă refer o priză de 12V, USB Type-A și USB Type-C. Gurile de ventilație îmi plac la nebunie, au un design aparte și se mișcă așa foarte, foarte amuzant. Sistemul de infotainment este foarte rapid, intuitiv și simplu de utilizat pentru oricine a avut vreodată treabă cu orice fel de smartphone. Pe lângă, îmi place foarte mult cum este inclus acest turometru și efectiv forma ecranului, care din nou este un aspect unic față de alte mașini. Din punct de vedere al practicalității, cotiera este mai mult doar ca să sprijini mâna, pentru că înăuntru încape doar telefonul și atât. Cup holderele decente, dar dacă pui o sticlă de un litru abia încape și îmi ia accesul la câteva butoane importante. Buzunarele din uși, mai mult de un plic, nu încape. Avem ca un cup holder aici în spate, din nou, aceeași problemă, e făcut doar pentru o sticlă de 0.5 și singurul loc mai amplu de depozitare este torpedoul, care nu este capitonat. În față, spațiul la cap este generos, au loc doi adulți înalți în ea. Locul în spate este decent. Tocmai s-a urcat Dan în față și eu am loc destul la genunchi. Dar în spatele meu când conduc, încape doar un paravan de vânt. Deci, în concluzie, dacă vrei să stai în spate, ori trebuie să stai genunchii, ori trebuie să conducă Luci Popa. Și la capitolul lucruri amuzante, nici măcar cu genunchii tăiați nu încap aici, Dan, cred că trebuie să mă tai de la bazin de data asta. Avem un portbagaj micuț, de doar 215 litri cu plafonul ridicat, când acesta este coborât doar 160 de litri de capacitate. Totuși, avem o funcție care se numește Easy Load, unde poți încărca lucruri mai mari și mai grele, ușor. Și pe lângă acest lucru, butoanele de rabatat banchetele se accesează din portbagaj pentru un plus de spațiu. După cum vă povesteam și mai devreme, avem de a face cu un motor de 2 litri benzină în 4 cilindri cu o putere de 184 de cai. Asta face ca Mini Cooper S să aibă o viteză maximă de 230 de km pe oră și să prindă 100 în 6,6 secunde. Totuși, asta o să vedem la testul de 0-100. Așa cum v-am promis, o să facem testul 0-100. Din păcate, încă nu am luat o jucărioară care să poată să măsoare treaba asta, dar am găsit o aplicație pe telefon, n-am încercat-o până acum, haideți să vedem cât de bună e. Mașina este setată în sport, să vedem, cei de la Mini au spus că prinde 100 în 6,6 secunde. Oare este adevărat? Nu știu. Wow, ce chestie! Aplicația mi-a spus că am prins 100 în exact 6,6 secunde. Fix cât au declarat cei de la Mini. Oare e întâmplător? Nu știu, astăzi să mai încercăm o dată. Ok. Ha, ce chestie! Și la a doua încercare, tot 6,6 secunde, exact cât au declarat. Ce tare! De acum pot să vă spun că de la aceste două plecări puternice, cu accelerația la maxim, am simțit un pic de torque steer. Nu îndeajuns de neplăcut încât să te îngrijoreze, dar a fost destul de pronunțat încât să fie nevoie de corecție din partea mea. Haideți acum să vorbim despre lucrurile mai puțin plăcute. Începem cu această gură de aer care este falsă. Înțeleg că această gură de aer este ca un trademark al celor de la Mini, dar de ce e falsă? Nu puteau să facă niște găurele pe aici? Atunci când plafonul este coborât, vizibilitatea spate aproape că dispare. Efectiv, în oglinda centrală nu mai văd nimic, trebuie să mă orientez doar după cele laterale. Spațiul pentru wireless charging este foarte limitat.
un iPhone de dimensiuni normale încape la fix. Dar dacă mergem o ligă mai sus cu un Pro Max, nu încape. Și dacă mergem cu o ligă și mai sus la un Galaxy S22 Ultra, nicio șansă. Acum că am terminat de vorbit despre lucrurile neplăcute, haideți să vorbim despre lucrurile plăcute. Și începem cu interiorul, care are o combinație de clasic și vintage cu tehnologie de ultimă oră și este efectiv un interior unicat pe care nu o să-l întâlnești la multe alte mașini. Mașina emană foarte multă personalitate și îmi place foarte mult că cei de la Mini și-au păstrat spiritul acesta naționalist, pentru că avem drapelul Marii Britanii inclus în stopuri și de asemenea același drapel putem regăsi și pe plafon. Totuși, hai să vedem și cum se aude Mini Cooper S în modul sport. Se aude bine, se aude bine. Se aude chiar foarte bine. Acum mergem cu mașina decapotată și pentru pasagerii din față este foarte bine izolat. Este foarte, foarte bine izolat. Nu am probleme cu sunetul de vânt, nu mă deranjează. Vântul vine un pic deasupra pletelor, dar este ok. Ce nu mi-a plăcut când am mers cu ea cu plafonul pus este că la viteze de peste 80 de km pe oră se au niște zgomote. Ba de vânt, ba se au niște zgomote la acest tâlpi, ba deasupra plafonului și nu este un lucru foarte, foarte plăcut. Totuși, în comparație cu modele de la alți rivali, pot să spun că nu este la fel de deranjant sunetul. Este acceptabil. Suspensia, acum suntem în modul sport și suspensia este foarte, foarte rigidă, dar totuși este, mi-e place să-i spun că este un kart de stradă, deci este normal ca suspensia să fie rigidă. Direcția este un pic mai grea față de modelele anterioare, dar este precisă și asta este foarte important, pentru că mașina asta se simte în elementul ei în momentul în care mergi pe un drum plin de curbe și atași curbele. Totuși, dacă vrei doar să mergi să te plimbi cu ea prin oraș, pentru că în același timp este superb să te bucuri de ea cu un mers relaxat, nu știu, pe coasta de Azur, cum am spus și mai devreme, dacă o punem în modul mid sau green, în modul eco, efectiv devine o mașină foarte, foarte utilă de oraș, agilă, fiind atât de micuță, te poți încadra lejer peste tot în oraș cu ea, în spații înguste. Ce tare este că dacă ai nevoie de un boost de accelerație, nu știu, poate trebuie să depășești pe cineva, să depășești o căruță, un camion, Mini-ul ți-l oferă treaba asta. Gen, dacă ai nevoie, chiar îți oferă acest boost de accelerație. Încă o chestie mai puțin plăcută. Am avut două momente în care am frânat mai violent și mi s-a părut un pic că mașina a fost nesigură. Din nou, nu a fost nesigură în sensul în care, bă, gata, este de pe asfalt, nu e sigură. Nu, am simțit-o un pic neliniștită, în sensul în care a ieșit de pe trasă și trebuie să fii atent atunci când frânezi tare, pentru că se pot întâmpla anumite incidente. Dacă nu vrei să conduci mașina în modul automat, poți oricum să treci pe manual și să te folosești de aceste flappy pedals care oferă un plus de sportivitate așa, știi, și sunt chiar foarte, foarte responsive. La schimbările de treaptă se face rapid, nu există niciun delay, chiar nu am observat niciun lag la schimbarea de treaptă și nici măcar la accelerație. Un lucru care îmi place extraordinar de mult la Mini Cooper S este cât de distractivă este de condus. Efectiv nu mă pot plictisi de ea. Îmi aduce zâmbetul pe buze în orice moment. Este foarte dinamică, pe curbe stă extraordinar. Am făcut proba de sunet, ați văzut cât de bine se aude, dar în mers se aude chiar mai bine. Mult mai sportiv și mult mai plăcut. De efectiv nu te poți plictisi de această mașină. Din punct de vedere al confortului, mai ales prin oraș, pe drumuri line, îți oferă tot confortul de care ai nevoie. Nu obosești în scaune. Când vrei să conduci mai sportiv, ai destul suport lateral, scaunul te ține foarte bine, nu alunezi stânga-dreapta. Deci dacă vrei să ataci o curbă mai agresiv, mai în stil de curse, o poți face foarte lejer. Din nou, singura chestie este că mașina este rigidă, mai ales pe suspensie. Deci cam orice groapă, mai ales când mergi pe modul sport, orice denivelare o să o simți. Dar trebuie să facem și câteva sacrificii pentru o plăcere reală la condus. Când ne referim la raportul de mase pe punți, mașina este foarte, foarte bine echilibrată. Nu simți mișcări de ruliu, nu simți mișcări de tangaj accentuate și este foarte bine pusă la punct când ne referim la acest aspect. Accelerația nu este una violentă, chiar și când am făcut testul 0-100, nu a fost o accelerație violentă. Este motorul de 184 de cai putere, este destul de liniar și de soft, să zic așa,
încât nu scoate ficații din tine când o accelerezi. Este plăcut. Mașina se duce, poate, adică am prins-o în 6,6 secunde, este foarte potentă, dar într-un mod plăcut. Pedala de frână din nou este, ai foarte mult feeling în ea, deci chiar ai foarte mult feeling în ea și o poți controla destul de ușor pe frânări violente. În același timp, și accelerația este la fel de sensibilă și liniară. Poți foarte ușor să controlezi turațiile doar din pedala de accelerație și este un mare, mare plus. Deci nu mă pot supăra de sunetul ăsta, îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie ce a făcut de la Mini și nici nu pot să-mi imaginez dacă Cooper S este așa, cum va fi Mini Cooper JCW, John Cooper Horse. Deci efectiv cred că este un mini monopost de curse legal de stradă. Dar și acesta, cum au spus și de la Mini, este un Cooper pe steroid și se vede. Dar nu mă pot sătura de ea, nu vreau să mă dau jos din ea, vreau să merg în continuu, să mă plimb până se termină rezervorul de benzină, să bag iar benzină în ea și să iau de la capăt să mă plimb, nu contează unde, peste tot. Incredibil, incredibil de amuzant. Efectiv, încep să o ador. Aceste reprize de accelerație, uitați-vă la mine cum sunt. Zâmbesc, deci pot să am și cea mai proastă zi, că dacă mă urc în așa ceva și încep să mă dau la distracție cu ea, o să zâmbesc instant. Cât de tare! Incredibil, este absolut incredibil. Față de alt competitor ca Mazda MX-5, e adevărat, Mini Cooper îți oferă 4 locuri, dar nu o să mergi nicăieri la o călătorie cu 4 oameni în mașină, pentru că efectiv nu ai loc. Așa că, de asta zic, este o mașină de distracție în care ți-ai partenerul, iubita, soția, amanta, ce vrei tu, și pleci la plimbare cu ea să te distrezi. Deci, chiar asta îmi doresc să fac în seara asta, efectiv, să-mi iau iubita de acasă, să o pun în mașină, un ghiozdan, hai la drum. Pot să spun cu lejeritate că am început să îndrăgesc foarte tare această mașină, pentru că este exact tipul de automobil care îți va duce un zâmbet pe buze chiar și în cele mai proaste zile. Și cred că asta este cel mai important la o mașină, faptul că îți poate aduce un zâmbet pe buze. Nu uitați de platforma noastră AutoVantage, unde puteți cumpăra foarte simplu mașină nouă. Până data viitoare vă rog să dați un like, un subscribe. Eu vă las, am fost Silvian și doar atât vă zic. Bucurați-vă de bișturile voastre, indiferent că sunt pe 2, 3 sau 4 roți.